Oameni buni, șocant, noi detalii în dosarul Lucan, detalii care o să vă ridice părul de pe spate, o figură de stil oameni buni, pentru că, iată, procurorul DIICOT, Marian Delcea, este acuzat că ar fi făcut declarații false în ceea ce privește modul în care celebrul chirurg de la Cluj a achiziționat un aparat de crioterapie. E bine, doamnelor și domnilor, această faptă, această, mă rog, aceste acuze au fost desfințate chiar de judecători printr-o motivare. Potrivit jurnaliștilor de la Lujul.ro, procurorul DIICOT, Marian Delcea, a cerut arestarea celui mai mare chirurg român, Mihai Lucan, pe acuzații false. În concret, doamnelor, domnilor, Tribunalul București a desfințat acuzațiile aduse de procurorul Delcea, care susțin, cum vă spuneam, jurnaliștii de la Lumea Justiției, a instrumentat cauza. Adică, domnul Lucan, sau domnul Lucan, sau pentru domnul Lucan, s-a cerut arestarea pentru că, după spusele acestui procuror, domnul Lucan a luat un aparat de crioterapie de la Institutul Clinic de Stat și l-ar fi dus la clinica sa privată. Numai că, surpriză, doamnelor și domnilor, aparatul a fost achiziționat de clinica privată a domnului Lucan, cu dovezi în acest sens. Ce spuneți, domnul Mancea? Acum știți, tocmai ăsta este unul dintre motivele pentru care, într-adevăr, avem nevoie de o reformă în justiție, dar însă o reformă făcută de profesioniști. Da, avem nevoie de o răspundere a magistraților, da, poate chiar să schimbe statutul procurorului să nu mai fie magistrați. Acum, dacă, într-adevăr, procurorul ăsta a fost atât de, nu știu cum să-i spun, încât el să afirme sau chiar să le pună în scris niște lucruri fără să aibă dovezi, dar ar trebui să răspundă. Pe lângă disciplina cum au ei intern la parchet, să răspundă clar în fața lui și pe cunea și tot. Cu siguranță, dosarul respectiv nu cred că au venit ei să-l acuze pe doctor să ceară arestarea lui doar pentru motivul ăsta. Probabil că au avut mai multe. Dar, într-adevăr, e o eroare pentru care, teoretic, ar trebui să răspundă cineva. Dar până nu avem, până nu modificăm legea justiției coerent de către niște oameni profesioniști, o să fim în aceeași situație. Situația procurorului portocală, acest procuror, cum sunt și alții. Din punctul meu de vedere, nu văd o problemă în această chestiune. Din potrivă, văd un fapt pozitiv. Explicați-vă că respectiv faptul că justiția tocmai funcționează. Slavă Domnului că nu stă totul în pixul unui procuror sau chiar în pixul unui judecător, ci tocmai faptul că un procuror emite o opinie bună, rea, falsă, adevărată, ea este supusă controlului judecătoresc. Un judecător, cercetând și apreciind și interpretând documentele și faptele, actele care au fost depuse în sprijinul solicitării de arestare preventivă, a decis că nu se impune aceasta. Domnilor, ceea ce mi se pare un lucru, acest procuror, când l-a dus în fața judecătorului de drepturi și libertăți, asta e foarte grav, nu pe domnul grav. Lucan, a spus că Lucan a luat ilegal, adică a furat de la stat, din corect, clinica de la stat, un aparat de crioterapie și l-a dus la clinica sa privată și a făcut bani de pe urma acestui aparat, e clar, da? Și vine Lucan și spune în felul următor, boss, uite aici statement-ul de la firma care a produs aparatul, da? Firma care a produs aparatul l-a donat clinicii private. Procurorul avea aceste informații? Chiar sunt curios. Doar la procurorul când te duce și te ia și te vrea să te aresteze și te ține 24 de ore, dacă te-a luat, nu ți minte povestea aia cu banii rezervor, mă lași? Cine bani dă banii rezervor la mașină? Haide, trebuie să fii tâmpit, să bași plastic. Într-un fel sau altul, toți băgăm banii rezervor. Da, cam da. Într-un fel sau altul. Bun. Și, atenție, vine magistratul în motivare, da, în motivare și spune, domnule, ia uite aici. Uite aici niște chestii, sunt niște acte, da? Sunt niște acte clar, aici. Da. Deci, firma care a produs aparatul a donat acest aparat și l-a livrat clinicii private a domnului Lucan, da? Unui SRL sau ce e aia, da? Un SRL și sub formă de donație, da? Și este scris negru pe alb ce e acolo, cu ștampilă și zice așa firma respectivă la final, da? Nu pretindem compensații o returnare a echipamentului menționat. Deci ei au făcut un gest umanitar pentru România, da? Atenție!
pentru ce l-au suspectat și pentru ce ai tărât Lucan acum? Acum pentru povestea de, asta. Acum ai de văzut dacă nu cumva spitalul l-a cumpărat de la asta, că nu știu. Dacă păi nu, cumva, dar e donație, n-ai cum pentru să... Pentru liga privată, cum a ajuns la spital. Dacă nu cumva... Păi n-a ajuns la spital, că a ajuns la un moment dat. Discuția poate fi mai amplă. Poate că spitalul a avut un contract cu respectiva firmă de milioane de euro și în baza acelui contract au donat, e am de donat un aparat. Cui îl dau? De el pe firma privată. Repet, un lucru pozitiv, de ce mă vedeți în această cheie? Un lucru pozitiv, că a fost o acuzație care a fost demontată de către... Partea proastă e că dacă v-ați acuzat, e la pireciun 24 de ore. Sigur, se poate răspunde. Acuzația de bază este următoarea, da? Că un aparat medical performant utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer a fost transferat ilegal de la Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca la clinica privată. Numai că, atenție, Institutul de Urologie și Transplant Renal era condus de domnul Lucan, iar clinica privată era a domnului Lucan. Aparatul în sine, conform actelor internaționale, a fost donat clinicii Lucan. Și zic ăștia, englezii, că sunt acte, la final, așa, am donat umanitar, pentru că nu există așa ceva în România, și la final scrie așa, does not claim compensation or returning of the equipment mentioned above. Am zis acum, eu. Cu tot respectul pentru domnul doctor, s-au găsit săraci englezi să doneze fix unei firme private, nu unui spital. Există tot timpul dubii. Dacă într-adevăr procurorul doar pe baza acestor, nu știu, dovezi, da, sigur, are greșele 24 de ore, într-adevăr ar trebui să răspundă, da? Bun, și acum se naște întrebare. Se naște o întrebare pentru că România s-a împărțit în două, da? Toți marii medici, specialiști, vă aduceți aminte și de Burnei și de... au fost mai mulți, da? Domnule, au apărut o felul de chestii de ala. Că Burnei ține oase de capră și pune oase de cocostârc nu știu unde în picioarele noastre. Că i-au găsit, n-au găsit nimic, nu s-a văzut nimic, da? Îl aștepta lumea pe culoare și se rugau de el, domnul doctor, salvează-ne, da? Lucan, care făcea transplant de rinichi aici în România și era cam singurul așa, cam singurul oricum, așa. Cel mai bun recunoscut, să zice, sau așa, okay, în ultima vreme cel okay, puțin. Este urmărit de foarte mult timp și tot este acuzat. Ăsta, ungureanul pe care l-a acuzat, actualmente useristul ăsta, deputatul, l-a acuzat de foarte mulți ani. Și vine o întrebare până la urmă. Da, de ce să mai existe Lucan, clinică, specialist? Mai bine mergem noi la Viena să dăm bani, că la 80.000 de euro spitalizarea... Nu, situația e un pic mai gravă și nu, evident că nu voi da nume, dar de ce atacăm pe ăștia cu transplantul? Am clienți doctor, domnule Botin, și lucrurile sunt un pic mai grave decât atât. Mm. Pentru că în momentul când un doctor, o pregătire a lui profesională, care nu are legătură cu mediul judiciar, știe că este chemat la DNA, la alte parchete, la în fața instanței, eventual chiar pus sub o măsură preventivă, automat actul medical prestat de către el are de suferit. Asta vă spun nu neapărat din devalorile lor, ci din faptul că îi vezi, normal sunt stresați. Sunt un lucru nou, un lucru rușinos, un lucru periculos. E, automat, aici trebuie să ne gândim, din punctul meu de vedere, ca procuror, ca magistrat, ca judecător, să ne gândim foarte bine în momentul în care atacăm doctorii, că până la urmă ei ne salvează. Până la urmă ei ne salvează și noi, prin acest stres suplimentar, dacă el nu este extrem de bine justificat, pentru că nimeni nu poate scăpa de răspunderea legală, nu mi se pare cel puțin ciudat. Să fim cât de cât precauți, zic eu, în cazul doctorilor care se joacă cu viețile noastre. Coroborăm toate elementele, George Manciu, Matei Stoinescu, coroborăm toate astea, da? Lui Burnei au făcut execuție publică, da? Că nu știu ce face, nu știu ce drege, singurul care făcea transplanturi așa. Irinel Popescu, un alt medic, mai țineți minte? I-au făcut execuție publică, dar lui Brădișteanu i-au făcut execuție publică. Lui Lucan îi fac execuție publică. Românii stau să uită așa. Băi, deci nu mai avem specialiști de ăștia mari la care noi să apelăm românii și să ce? Să ne salvăm viața. Și unde? Păi să fugim afară. Că mie nu mi se pare nimic întâmplător. Chiar nu mi se pare nimic întâmplător. Pentru că în mafia asta medicală, adică cum poți să fii atât de tâmpit ca un procuror dicot, să fii așa de tâmpit, să fii și dita mai procurorul și să nu știi să citești o hârtie cui aparține un aparat? Eu îi acord, repet, până la dovada contrară de beneficiul acestei prezumțiile de vinovăție, respectiv faptul că nu procurorul dicot n-a știut acel document. Dar mie mi-e greu să cred dacă ar fi avut documentul de donație dintre firma englezească și clinica privată, ar fi dacă mergem pe supoziții, v-am spus, e posibil ca spitalul de stat să fi cumpărat aparatură de milioane de euro și în baza contractului de milioane de euro să aibă de făcut o donație. Domnule, îți dau și o donație. Bun, nu mi-o dat pe spital, dăm pe clinica privată. E o supoziție, încă o dată. Poate nu s-a exprimat corect, domnul procuror. A vrut să spun altceva. Dom'le, deci, nu, dar pe bune acum, dacă te arestează cineva că ai sacou negru, Matei Stoinescu, de fapt sacoul tău e roșu.
Nu e ceva neregulă? Discuția pun toată asta, speranța în cel care controlează propunerea de arestare preventivă. Nu, discuția asta nu ce decât într-un singur loc. Într-adevăr, despre răspunderea magistraților. V-am spus, din păcate avem niște oameni total neprofesioniști care se ocupă de modificarea legilor justiției. Avem nevoie să modificăm codurile penale, avem zeci de, nu știu, decizii ale Curții Constituționale care ne spun că sunt multe articole neconstituționale, da, dar numai că este făcută pe repede înainte de niște lucruri pentru că l-am aruncat pe piață și l-am distrus din toate punctele de vedere. Cine intră în malaxorul media pe astfel de acuzații, la revedere și nu-l mai spală nici 1000 de dâmbovițe. Corespondentul nostru din Madagascar nu răspunde, dar i-au dat mandat de arestare. Poate îl aduce și mai vorbim și cu el. Tudor Barbu, imediat cum se întâmplă acum, dragi, ne revedem mâine dimineață la ora 11. Toate bune, după amiază liniștită.